În urmă cu două săptămâni, la nivelul comunei Stângăceaua, au început să apară primele zvonuri că se urmărește îndepărtarea viceprimarului Gabriel Sârbulescu din funcție. Atunci primarul declara sușitare că nu are niciun amestec în acest demers, însă cu timpul au început să apară primele dovezi că lucrurile nu stau așa. Primarul s-a numărat printre cei care au răspuns prezent la apelul liderului PSD Mehedinți Adrian Duicu la mijlocul săptămânii trecute, atunci când la restaurantul acestuia au fost convocați primarii și directorii instituțiilor deconcentrate. Câteva zile mai târziu, mai mulți consilieri locale ai comunei au primit vizita primarului Buzatu, care a încercat să-i convingă să-l înlăture pe actualul viceprimar Gabriel Sârbulescu. Eu am spus că așa ceva nu fac. Fiindcă trebuia să se hotărească de la început. Fiindcă eu, cum să zic, noi am venit și m-am pus consilierul în stângă ce o să facem treabă. Eu le-am spus să termine cu circul, să ne punem să facem treabă, că populația pentru asta ne-a ales. Sigur, pe demersul lui Buzatu convocase deja o ședință de Consiliu Local. Se pare însă că refuzul celor mai mulți consilieri l-au făcut pe primar să contramandeze ședința programată pentru azi. El nu i-a informat însă pe toți aleșii despre intențiile sale. Nu știu, domnule, nimic. Știu că era programată o ședință astăzi la ora 16 și nu se mai țin. M-am științat că nu se mai țin. Ce era pe ordinea de zi? Nu știu nimic. Doar că mi-a spus domnule la ora și secretara. Mi-a comunicat că astăzi la ora 16 e ședință. Și tot dumneavoastră mi-a comunicat că nu se mai ținește. A venit alaltă seară că astăzi oricum era ședință și a zis că pe ordinea de zi va mai fi un punct, schimbarea viciului, și eu nu am fost de acord. În timp ce primarul caută soluții să îl îndepărteze pe viceprimar, comuna Stângăceaua are nevoie de implicarea autorităților în modernizarea satelor componente. Nu este un comportament normal. Eu cred că problemele mai importante sunt problemele comunei, problemele cetățenilor. În comună sunt multe probleme care pot fi rezolvate. Comuna are nevoie de pietruirea drumurilor, întreținerea comunei pe fântâni, problemele cu igienizarea în comună, sunt multe, multe probleme. Contactat telefonic, primarul comunei Stângăceaua nu a dorit să ofere un punct de vedere oficial cu privire la uneltirile de care este acuzat. Surse din interiorul primăriei spun însă că acuzațiile ar fi adevărate, iar cel care este stabilit să îl înlocuiască pe Gabriel Sârbulescu este un apropiat al primarului Buzatu, dar și al șefului filialei PSD Stângăceaua.